Zolti și-a cumpărat acum ceva timp un scaun electric care să-l ajute să se deplaseze. Între timp a primit altul mai performant, iar acum vrea să doneze scaunul vechi cuiva care are nevoie de el. Problema era că scaunul avea nevoie de doi acumulatori speciali care costau în jur de 1500 de lei, dar și de cineva care să suporte cheltuielile de transport ale scaunului către câștigător. Acesta a fost și motivul pentru care Zolti a cerut ajutorul altor blogger pentru a-i face cunoscută povestea în cadrul unei campanii online desfășurată de platforma Blogger Initiative. Numai puțin de 50 de bloggeri din toată țara i-au sărit în ajutor lui Zolti. Mai mult, în cadrul campaniei Învață să dăruiești, Grup Media TVSAT s-a oferit să suporte costul celor doi acumulatori, astfel încât Zolti să poată oferi vechiul scaun cu rotile altcuiva. Gest remarcat de 10 de bloggeri din țară, fideli cauzei lui Zolti. Sponsorul este Grup Media TVSAT, cu sediul în Buzău, ce cuprinde televiziunea regională TV Sud-Est, televiziunea locală TVSAT, postul regional de radio, Radio Boom și publicația Scurt pe 2. Buzăienii se pare că-s oameni tare inimoși, gata să-ți sară în ajutor fix atunci când ai nevoie și nu te aștepți. Mă bucur tare, tare mult că ajută un om precum Zolti, căci merită. A scris pe blogul ei Daniela Bojica. Și Luciana Corlan, un alt blogger de top din România, a apreciat ajutorul acordat de Grup Media TVSAT lui Zolti. Grup Media TVSAT, cu sediul în Buzău, ce cuprinde televiziunea regională TV Sud-Est, televiziunea locală TVSAT, postul regional de radio, Radio Boom și publicația Scurt pe 2, au devenit complici la actul de generozitate al lui Zolti. Grup Media TVSAT a demarat campania Învață să dăruiești anul trecut, iar de atunci s-a implicat în ajutorarea mai multor cazuri sociale.